continuăm să citim din Biblia pentru copii. Astăzi citim povestirea 20, o soție pentru Isaac. Acum Avram era un om foarte bătrân. Domnul îl făcuse bogat și avea succes în tot ce făcea. Într-o zi, Avram l-a chemat pe slujitorul său cel mai de încredere și i-a zis: du-te în țara unde m-am născut și găsește pentru Isaac o soție dintre rudele mele. Puțin timp după aceea, slujitorul a încărcat 10 dintre cămilele lui Avram cu daruri de mare valoare și a pornit spre orașul din nordul Siriei, unde locuia fratele lui Avram, Nahor. Când a ajuns acolo, a lăsat cămilele să se odihnească lângă fântână de la marginea orașului. Era pe înserat, când femeile veneau să scoată apă. Slujitorul s-a rugat: tu, Doamne, ești Dumnezeul căruia se închină stăpânul meu Avram. Te rog, ține promisiunea pe care i-ai făcut-o și ajută-mă să găsesc azi o soție pentru Isaac. În curând, tinerele fete din oraș vor ieși să scoată apa din fântână, iar eu îi voi cere uneia dintre ele să-mi dea să beau. Dacă i-am dat să beau și se oferă să scoată apă și pentru cămilele mele, voi ști că ea este cea pe care tu ai ales-o. Pe când se ruga el încă, Rebecca a trecut pe acolo și s-a umplut vasul cu apă. Când s-a întors să plece, slujitorul lui Avram a alergat la ea și i-a zis: te rog, dă-mi să beau din vasul tău. Cu plăcere, a răspuns ea. Apoi și-a dat repede vasul jos de pe umăr și l-a ținut până ce el a băut. După ce a terminat, a zis: acum le voi da de băut și cămilelor tale până ce se vor sătura. Slujitorul lui Avram nu a zis nimic, dar a urmărit cu atenție tot ce făcea Rebecca, pentru că voia să știe sigur dacă aceasta era fata pe care Domnul o alesese. Slujitorul adusese un inel de aur foarte scump și două brăceri mari, tot de aur. Când Rebecca termina de scos apă, el i-a dat inelul și brățările ca să le pună pe brațe. Te rog, spune-mi cine este tatăl tău. Are loc cumva în casă lui pentru mine și oamenii mei ca să ne putem odihni peste noapte? Ea i-a răspuns: tatăl meu este Betuel, fiul Micăi și al lui Nahor. Avem loc pentru ca tu și oamenii tăi să puteți petrece noaptea și avem și nutreți din belșug pentru cămilele tale. Atunci slujitorul și-a plecat capul și s-a rugat așa: îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, tu m-ai condus la rudele lui și am împlinit promisiunea pe care i-ai făcut-o. Gata! Data viitoare o să vă citesc povestirea 21. Isaac și Rebecca. Pe curând!